Corea de Nord a lansat un proiectil necunoscut care a apărut să eșueze imediat după lansare, a anunțat armata sud Lansarea are loc după ce Statele Unite și Corea de Sud au avertizat că nordcoreenii s-ar putea pregăti să testeze o rachetă balistică intercontinentală. Proiectul a fost lansat de pe un aerodrom din afara capitalei nord-coreene, a precizat statul major întrunit al Coreei de Sud într-o declarație. Se presupune că a ieșuat imediat după lansare, se arată într-un comunicat. Comandamentul Indo-Pacific al SUA a numit o lansare de rachete balistice. Comandamentul nu a menționat eșecul raportat, dar a condamnat lansarea și a îndemnat penianul să se abțină de la astfel de acte. Și o sursă din cadrul Ministerului Japonez al Apărării a calificat proiectul drept o potențială rachetă balistică. Aerodromul a fost locul mai multor lansări recente, inclusiv pe 27 februarie și 5 martie. Corea de Nord a declarat că acele teste au fost pentru dezvoltarea unor componente ale unui satelit de recunoaștere și nu a identificat ce rachetă a folosit, dar Seulul și Washingtonul au spus că au fost teste ale unui nou sistem. Lansările din 27 februarie și 5 martie nu au demonstrat întreaga rază de acțiune a rachetei, iar analiștii au spus că Nordul ar fi putut folosi doar o singură etapă a rachetei sau ar fi ajustat volumul de combustibil pentru a zbura la altitudini mai mici. Corea de Nord nu a mai testat o rachetă sau o bombă nucleară din 2017, dar a declarat că ar putea relua astfel de teste.